Hristos a înviat. În fiecare an, alături de creștinii din întreaga lume, rememorăm cu drag evenimentele descrise pe ultimele pagini din cele patru Evanghelii. Evocăm masa pascală la care au participat Domnul Isus și ucenicii săi, ne înfiorăm la gândul agoniei din ghețimani și ne întristăm când ne aducem aminte de suferința Fiului lui Dumnezeu. Deși autoritățile din vremea aceea au pus la cale răul. Dumnezeu, prin planul său tainic, avea în vedere ca răul să fie biruit de bine, moartea să fie înghițită de biruință, făcând posibilă mântuirea neamului omenesc. Văzută cu ochii omenești, pironirea lui Isus pe cruce apare ca o tragedie de mari proporții, ca un triumf al nelegiuirii asupra celui nevinovat. Contemplată, însă, prin ochii credinței, răstignirea ni-l dezvăluie pe Dumnezeu la tot puternic. Care își înveșmântează puterea în slăbiciune pentru a pune capăt vrăjmășiei dintre om și Dumnezeu. Crucea, spunea Apostolul Pavel, este dovadă că slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. În cuvintele acelui așa apostol, pe cruce a fost pironit și desfințat în scrisul cu acuzațiile formulate împotriva noastră. Hristos s-a așezat între noi și Dumnezeu ca să ne ofere viața Sa. Dacă pentru un om bun cu greu s-ar încumeta cineva să moară, Dumnezeu și-a arătat dragostea prin faptul că Hristos a mers la cruce pentru păcătoși. Ceea ce sărbătorim noi este faptul că răstignirea nu este punctul final al lucrării Lui. După ce Iisus Hristos s-a împărtășit de natura noastră și a gustat moartea pentru toți, a fost dezlegat apoi de legăturile morții și a înviat, devenind astfel exemplu suprem al modului în care lucrează Dumnezeu în istoria mântuirii. Prin învierea sa din morți, Hristos este primul rod care anunță învierea tuturor celor care au adormit în El. Iar bucuria noastră este cu atât mai mare cu cât știm că învierea Lui nu este triumful unuia singur asupra morții. Ea este, prin făgăduința divină, victoria noastră a celor care suntem în Hristos și în care locuiește Duhul Sfânt. Conform promisiunii Apostolului Pavel din Roman, capitolul 8, Cel ce l-a înviat pe Hristos Iisus din morți va da viață și trupurilor noastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în noi. Hristos a înviat. Dragi creștini, să purtăm această veste cu bucurie pretutindeni, unde El ne dă prilejul să trăim, și să slujim într-o gloria sa. Hristos a înviat!